Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Patricia Nedelea! Să rămână! Să rămână! Gorgeous! Bună! Bună seara! Hey! Bună seara! Wow! Ne rostuiește oare? Nu știu. Mulțumesc! Aș putea spune că sunteți un public tânăr și frumos, dar aș minți la televizor. Și nimeni nu face asta. Juriul, în schimb, e foarte arătos. De asta se află aici. Venirea mea aici, ca invitat special, este cadoul meu de ziua mea. Am împlinit 48 de ani. Mulțumesc! Arată excelent! La mulți ani! Când Chelu intra la liceu, eu intram la facultate. Am auzit adesea, vai de mine, nu-ți dau mai mult de 35 de ani. E ok, nici nu-mi trebuie mai mult. Dar n-am venit aici ca să mă dau mare că-s bătrână. Am venit ca să răspund unei întrebări pe care o aud de sute de ori pe TikTok. Da, frumoasă pe TikTok. Am fost la Ai Umor. Și a fost mai demult la Ai Umor. N-am revenit ca și concurent pentru că, evident, nimeni care vine din Ardeal n-are cum să câștige fabulosul premiu în valoare de 1 miliard de lei vechi. Cei din Ardeal au nevoie de susținători și susținătorilor din Ardeal le trebuie mult mai mult de 24 de ore ca să voteze. Mi-a zis cineva, ioi, tu te-am văzut la Ai Umor, foarte fain, luna trecută, să știi că te votez. De când am fost aici ultima dată, să știți că am făcut un copil. Yay! Și eu trei. Ioi, ei, ioi, ioi, și eu unu, ioi, și tu. Asta este, să știți că e adevărat ce se spune. Abia atunci când ai un copil, ajungi să prețuiești fiecare moment petrecut fără el. Dacă aplaud la faza asta, mi-o bătaie. Glumesc, fetița mea e minunată, seamănă cu mine. Tot ce am moștenit de la tatăl ei sunt alergiile. Deocamdată, el e încă în viață. Toți vor să fie într-o relație, dar nu în cea în care sunt. Oamenii tind să mai rămână împreună o perioadă după ce relația lor e gata. Perioada aceasta durează în medie 10 ani. Uneori te înșală, alteori te înșeli. Dumnezeu e bun și drept. Cu unii e bun, cu alții e drept. Mulți dintre noi dau vina pe alții, pe blesteme, pe zodii, pe vrăji, whatever. Pentru tot ce nu le este lor în viață și pentru ei am venit aici cu o poezie încurajatoare. Cornel, muzica, te rog. Nu-i de vină tactul, nu-i de vină măta, nu-i de vină zodia, e doar vina ta. Fetelor, eu... Nu-i de vină măta pentru că ești grasă, dacă mănânci ca scroafa și nu prea ieși din casă. Nu-i de vină nimeni că nu prea ai cultură. Nu-i de vină vremea că astăzi ești mahmură. Nu-i de vină școala că tu nu știi să-ți scrii nici numele corect și zici numai prostii. Nu-i de vină alta că iubitul te-a lăsat, îi mâncai capul și îl făceai tot timpul de rahat. Nu-i de vină țara că toți sunt niște hoți. Nu-i de vină mediul că tu ți-o tragi cu toți. Nu-i de vină soarta că te-ai deprimat. Nu-i de vină soarta că nu te-ai măritat. Eu, bărbaților, băieților, nu-i de vină cerul că pierzi la păcănele. De vină ești doar tu că nu te lași de ele. Nu-i de vină nimeni că nu te duce capul, că faci doar ponte slabe și că te îmbraci ca dracu. Nu-i de vină societatea că ești prost de puți. Nu-i de vină fosta că nu știi să te f***i. Nu-i de vină card
Dacă bani pe el nu ai, nu-i de vină cine cere, ci că ești fraier și dai. Nu-i de vină burta că nu te duci la sală, nu-i de vină karma că nu ți se mai scoală. Nu ești bețiv azi, fiindcă un unchi s-a făcut crița cu 30 de ani și te-a uitat la grădiniță. Nu-i de vină tactul, nu-i de vină măta, nu-i de vină zodia, e doar vina ta, dar te poți schimba. Eu mulțumesc! Bine! Interesant! Și-a învățat textul. Adică momentele în care se uita în foaie erau foarte, foarte rare și deși era și foarte sigură pe ea, știi? Și cred că în mod asumat și-a construit acest număr care nu a fost neapărat amuzant, știi? Dar și-a construit foarte mișto moment. Nu uitați, cele mai bune glume au fost, sunt și vor fi întotdeauna cele fumate. Doamne, așa. Să-l spună, doamnă!